Părăsiți imediat țara. Creșterile de prețuri nu se vor stinge în primăvară. BNR e sigură că vara va veni cu o inflație de peste 11 și enumeră riscuri și îngrijorări care cer soluții rapide, firme care s-ar putea închide, un curs greu de susținut și despre probabilitatea unei scăderi puternice a economiei. Crize la tot pasul, deci. Va fi la știri la miezii cu noi Ionuț Dumitru, este economistul șef al unei mari bănci comerciale. Înțelegerile interne nu se potrivesc cu declarațiile din presă. Liderii PSD și PNL se ironizează în public, deși în mai multe ședințe ale coaliției și-au dat cuvântul că nu se vor mai ataca reciproc. Pe acest fundal, astăzi ar trebui să se găsească soluții pentru facturi după 1 aprilie. PSD vrea reducerea accizei la combustibili, pe de altă parte, liberalii vor să fie redusă taxa pe muncă și TVA. Pe rând, despre fiecare, mai târziu la știri la miezii. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Россия! Ура! Украина однозначно квалифікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. This is plainly in breach of international law. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. It's a violation of flagrant violation of the sovereignty and integrity of the of Ukraine. Від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер. Iar liderii Republicii Separatiste Lugansk cer retragerea totală a ucrainienilor din regiunea cu același nume, de două ori mai mare ca teritoriul controlat acum de separatiștii sprijiniți de Rusia, totul în condițiile în care armata rusă ar fi intrat deja în Donbass, situație confirmată de oficialii europeni. În paralel, la Moscova, Parlamentul rus se pregătește să ratifice tratatele semnate de Vladimir Putin cu liderii celor două regiuni separatiste din Ucraina. Well, the Russian troops has entered in Donbass. We consider Donbass part of Ukraine. So certainly, if the Russian troops entered into the Donbass, Ukrainian, I wouldn't say that a fully fledged invasion, but Russian troops are on the Ukrainian soil. Look, we're waking up to a very dark day in Europe. From the reports, or I think we can already tell that he's sent in tanks and troops. So I think from that you can conclude that the invasion of Ukraine has begun. Trupe ruse așadar pe teritoriul Ucrainei deja, a spus-o șeful diplomației europene mai devreme, ați văzut, care a și convocat o reuniune de urgență a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, totul în contextul în care Vladimir Putin a anunțat aseară că recunoaște independența regiunilor separatiste Donetsk și Lugansk și deși Parlamentul Rusiei trebuie să valideze azi decizia, în estul Ucrainei au apărut deja așa zisele trupe de menținere a păcii. Tancuri și blindate, fără însemne, au fost filmate la periferia Donetskului, imediat după discursul lui Vladimir Putin. Corina Matlinski urmărește ce se întâmplă în Ucraina, se alătură în direct cu mai multe detalii. Corina. Vorbim de două regiuni separatiste în estul Ucrainei, care și autoproclamaseră deja independența și care deja se aflau sub influențe rusești de aproximativ 8 ani. Cele două republici populare au acum împreună sub 20 de kilometri pătrați, adică mai puțin de 4% din suprafața totală a Ucrainei. Chiar și așa, aceste regiuni mici au o putere mare asupra întregului, iar dacă aceste zone sunt controlate de ruși, Putin va avea mare putere de decizie asupra viitorului întregii Ucraine. Recunoașterea independenței celor două teritorii a deschis calea către o desfășurare militară rusă la cererea acestora. Putin a trimis deja trupe militare acolo sub pretextul menținerii păcii, iar separatiștii din Lugansk au cerut deja Ucrainei să se retragă. Deocamdată, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au anunțat sancțiuni economice, atenție, pentru cele două regiuni. Considerând că nu există, pentru moment, riscul unei invazii, având în vedere influențele ruse anterioare acestui moment al recunoașterii independenței.
Mulțumim, Corina. Niciun răspuns concret din partea Occidentului la anunțul venit de la Moscova, doar condamnări și promisiunea unor noi sancțiuni. Regiunile separatiste din estul Ucrainei erau deja sub controlul unor trupe susținute de Moscova. This is plainly in breach of international law. It's a violation, a flagrant violation of the sovereignty and integrity of the of Ukraine. Is a repudiation of the Minsk process and the Minsk agreements, and I think it's a very ill omen and a very dark sign. It's certainly an indication, yet another indication, that things are moving in the wrong direction in Ukraine. Secretarul american de stat Antony Blinken spune că recunoașterea de către Kremlin a așa-numitelor republici populare Donetsk și Lugansk ca fiind independente va atrage un răspuns rapid și ferm și că Statele Unite vor lua măsurile adecvate. Într-un comunicat comun, șefii Comisiei Europene și ai Consiliului European denunță o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a acordurilor de la Minsk. Uniunea promite să reacționeze cu sancțiuni împotriva celor implicați în acest act pe care îl consideră ilegal. La rândul său, secretarul general al NATO condamnă recunoașterea de către Rusia republicilor Donetsk și Lugansk în Ucraina. Decizia lui Putin erodează eforturile de a rezolva conflictul și încalcă acordurile de la Minsk, scrie Jens Stoltenberg. Și România condamnă cu fermitate recunoașterea de către Rusia zonelor Donetsk și Lugansk din Ucraina drept independente. Este o încălcare flagrantă a dreptului internațional care trebuie să atragă cel mai sever răspuns al comunității internaționale. Susținem ferm suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, este mesajul președintelui Klaus Iohannis. Iar Polonia, unul dintre cei mai mari susținători ai Ucrainei, transmite că recunoașterea celor două autoproclamate republici echivalează cu respingerea dialogului și este un act de agresiune care trebuie întâmpinat cu un răspuns fără echivoc și sancțiuni imediate. Este singura limbă pe care o înțelege Putin, a scris premierul polonez Mateusz Morawiecki. The Secretary General considers the decision of the Russian Federation to be a violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine and inconsistent with the principles of the Charter of the United Nations. O undă de șoc între timp pe toate piețele de capital și ne vom uita în detaliu în foarte scurt timp. Între timp ne vedem ce se întâmplă în Ucraina, pentru că românii de acolo sunt speriați. Reprezintă al treilea cel mai mare grup etnic, iar într-o legătură directă cu noi este Marin German, e jurnalist la Cernăuți. Bună ziua, mulțumesc tare mult că sunteți cu noi, sper că ne auzim. Da, e o conexiune care cred că face... Ne auzim, domnule German? Da, da. Perfect, bună ziua. Perfect, bună ziua. Mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Care e atmosfera dumneavoastră, domnule German? Explicați-ne cum au primit în acest moment cetățenii din Ucraina veștile de ieri, care sunt evoluțiile, spre ce direcții vă uitați? Desigur, există o îngrijorare foarte mare, mai ales acum, după ce au fost recunoscute de către Rusia, așa zisele Republicii Donetsk și Lugansk. Oamenii se așteptau din pacea. Cuvântul pace este cel mai des rostit acum în mediul comunității românești din Ucraina, dar și în Ucraina în general. Și sunt fel de fel de scenarii și analize pe această temă, inclusiv temerea că recunoașterea republicilor din Donbas, așa ziselor republici, ar fi un început de o nouă etapă a războiului la scară largă împotriva Ucrainei. Inclusiv este analizat în serios scenariul escaladării situației și extinderii acestei agresiuni asupra sudului Ucrainei pentru conectarea Crimeei cu Rusia pe cale continentală. Deci ce ne spuneți cu alte cuvinte e că așteptările nu sunt în niciun caz ca Vladimir Putin să se oprească la această linie de contact stabilită până acum, ba dimpotrivă, el ar putea să înainteze. Cele mai optimiste previziuni din Ucraina ale analiștilor și politicienilor sancțiuni, nesancțiuni și așa mai departe, se va stabiliza acolo și va continua politica respectivă. Dacă costurile vor fi mici și comunitatea internațională va accepta acest pas, desigur Kremlinul va continua, pentru că este evident, trebuie doar să facem o simplă, foarte simplă analiză a discursului lui Putin de ieri și a ședinței Consiliului de Securitate de ieri. Este clar că
nu va accepta acest status quo în momentul de față pentru noua reașezare geopolitică dorită foarte mult de Moscova. Apropo, domnule German, cum au primit ucrainienii, cum au primit cetățenii de acolo acea caracterizare a lui Vladimir Putin care spunea că Ucraina nu are o tradiție ca stat? Desigur, este respinsă această idee. Ucraina din 2014 și-a consolidat foarte mult identitatea civică. Dacă odinioară era o identitate mult mai ambiguă, amorfă, post-sovietică, după 2014 s-au trezit sentimente naționale, chiar naționaliste, ceea ce a cimentat identitatea civică. Observăm și comentarii pe rețelele de socializare absolut critice la adresa Moscovei, de fapt asemănătoare cu cele referitoare la articolul lui Putin publicat acum jumătate de an despre faptul că ucrainenii și rușii sunt un singur popor și altfel nu poate fi. Sunt argumente și argumente, dar în mare parte centrul Ucrainei, mai ales vestul Ucrainei, profund național, resping orice astfel de discuții. Plus s-a schimbat la Kiev foarte mult narațiunea oficială. În școli se predă istoria ucrainenilor aparte, pe principii naționale. Mentalitatea oamenilor se schimbă de la o zi la alta și Putin, Kremlinul, înțelege acest lucru, că pe an ce va trece va fi tot mai greu să fie revenită, să întoarcă Ucraina cu fața spre Kremlin și aceste idei de refacere a lumii ruse. Ați pomenit mai devreme de comunitatea internațională. Spuneți-ne dacă sunteți mulțumit de modul în care au răspuns în aceste ore, în aceste zile. Ar fi trebuit să știm care sunt sancțiunile pe care le propune comunitatea internațională înainte să se întâmple ce s-a întâmplat, de exemplu? Din punctul meu de vedere, observăm o reacție promptă, cel puțin verbală, în momentul de față, din partea tuturor actorilor importanți în spațiul relațiilor internaționale. Mă bucur acest lucru. Pe de altă parte, da, domnule German, din păcate e o legătură deficitară, nu reușim să ne auzim foarte bine. Marin German, oricum mulțumesc tare mult pentru această intervenție, pentru aceste detalii extrem de importante, să înțelegem ce se întâmplă în aceste ore chiar în Ucraina. Marin German este un jurnalist stabilit în Cernăuți, ne vom reîntoarce și în orele următoare. Ca măsuri de securitate luate de România în contextul conflictului din Ucraina și care sunt riscurile pentru țara noastră, din nou rămân întrebări la care trebuie să răspundă chiar astăzi în fața parlamentarilor șeful SRI de această dată. Ne spune mai multe despre audierea lui Eduard Helvic, colega mea Andreea Popa. Andreea. Parlamentarii din Comisia pentru Controlul Activității Serviciului Român de Informații au mai multe întrebări pregătite pentru directorul SRI. Vor discuta despre recentele evenimente din regiunile controlate de separatiști, din Donetsk și Lugansk, și de asemenea vor analiza și posibile evoluții ale crizei din Ucraina în următoarele zile. Se vor concentra discuțiile, de asemenea, cum spuneai, pe măsuri de securitate pe care și le-a luat România. Este pentru prima dată când directorul SRI vine în Parlament în această legislatură. Parlamentarii din Comisia SRI au decis săptămâna trecută să îl invite pe directorul SRI pentru această discuție astăzi la ședința comisiei care va începe la ora 13:30. De altfel, astfel de discuții între parlamentari și miniștri au mai avut loc în ultimele săptămâni aici în Parlament. Deputații și senatorii din Comisia de Apărare au discutat cu ministrul apărării, cu Vasile Dâncu, și chiar săptămâna trecută ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a fost invitat aici în Parlament la o discuție pe situația din Ucraina cu deputații și senatorii din comisiile de politică externă. Mulțumesc tare mult, Andreea. Petrolul a sărit la un nivel maxim al ultimilor 7 ani după ce Vladimir Putin a ordonat trupelor ruse să intre în regiunile separatiste din estul Ucrainei. Analiștii se așteaptă ca în scurt timp prețul practic să treacă de $100 barilul. Între timp sunt așteptate și noi sancțiuni occidentale împotriva Rusiei ca urmare a recunoașterii așa ziselor Republicii Donetsk și Lugansk de către Kremlin. Deocamdată e de așteptat ca aceste sancțiuni să nu ducă la întreruperea totală a livrărilor cu petrol și gaze rusești. În eventualitatea unor probleme de aprovizionare, Uniunea Europeană discută cu alți furnizori creșterea livrărilor către Europa. Ministrul rus al energiei susține că Europa nu va reuși să înlocuiască rapid cantități mari de gaz natural rusesc cu gaz natural lichefiat din diferite țări. Teama de un război în Europa ne liniștește și investitorii. Acțiunile de pe marile piețe din Asia sunt în scădere, iar indicii bursei de la Moscova au avut corecții între 8 și 11% la deschiderea de astăzi.
Șoc așadar pe piețele financiare ale lumii după ce Putin a ordonat armatei ruse să intre în Donetsk și Lugansk. Prețul petrolului, un plus 7% astăzi. Bursa de la Moscova a înregistrat prăbușiri de până în 20%, cele mai ample de la din 2008 încoace. Gazprom, Rosneft, Lukoil sunt cumva perlele energiei rusești. Băncile de asemenea au pierdut mulți dolari în această perioadă. Bursele din Germania, Franța, Marea Britanie, Spania, săderi de 3%. Bucureștiul a deschis pe minus 3% în această dimineață. Claudiu Cazacu, specialist în piețe externe, a avut amabilitatea să stea de vorbă cu noi. Rapid, domnule Cazacu, bună ziua, mulțumesc tare mult pentru că aveți treabă, nu, în aceste ore. Care e atmosfera pe piețe? Atmosfera a fost extraordinar de neîncrezătoare și de stresată în această dimineață. Piețele au fost pe vânzare și mai ales nu prea au întâlnit contrapartidă decât la cotații mult mai coborâte. Ulterior însă am văzut că s-a aplicat reflexul de cumpărare al trendului ascendent, astfel încât în prezent o bună parte din scădere a fost acoperite, recuperate pe bursa noastră și chiar și în parte și chiar pe bursa germană, care însă rămâne ca indice 1,3% pe minus. Am văzut pentru aur o creștere la niveluri, la vârfuri multianuale, acum iarăși o anumită temperare, au apărut și niște comentarii care, interesant, citau niște declarații de dinainte de veștile din Ucraina recente care spuneau că aurul s-ar tempera. Cred că mai toată lumea așteaptă deschiderea sesiunii americane și mai ales forma specifică a sancțiunilor pentru a calcula impactul economic. Asta dacă vorbim de partea de active, de acțiuni, de burse. Dacă ne uităm pe partea de materii prime, acolo petrolul este sus. Avem un Brent la 96 de dolari și pare că piața este probabil calibrată pentru a înregistra mișcări destul de ample și de acum înainte, pentru că acolo vor fi cu ochii pe eventuale disrupții la adresa ofertei. Dacă se întâmplă așa ceva, și pe petrol și mai ales pe gaz natural pentru Europa, impactul economic va fi destul de amplu. Cu permisia noastră, domnule Cazacu, rapid m-aș uita peste graficul pe care l-am pregătit. Este evoluția prețului petrolului. E practic una dintre puținele evoluții pozitive în aceste ore, ba chiar una îngrijorătoare, mai ales în pentru viitor. Momentul de aici, momentul de scădere pe care îl putem observa, are legătură cu discuțiile de ieri. Încă erau niște tatonări acolo, niște posibile întâlniri, sau mă rog, acea posibilă întâlnire între Joe Biden și Vladimir Putin. A apărut acea liniște în piață în acele ore. Imediat după tot ce s-a întâmplat, am văzut momentele de ieri, practic petrolul a urcat, ne ducem spre 100 încet, încet. E posibil acest lucru, domnule Cazacu? Este posibil. În momentul de față, dacă tensiunile continuă, este chiar probabil. Petrolul este extrem de sensibil la schimbări în percepția de risc politic, geopolitic. Este o piață cu un puternic caracter speculativ și pe care operează de asemenea și diverse strategii de tranzacționare care urmăresc momentul, urmăresc direcția. Deocamdată trendul pare a fi unul ascendent și numai în cazul în care, să spunem, toată lumea s-ar liniști și am ajuns la o dezescaladare foarte rapidă, atunci am vedea o scădere consistentă pe petrol. Altfel, corecții temporare pe un trend deocamdată ascendent. Spuneți-ne, domnule Cazacu, dacă e de interes ce se întâmplă și pe bursa de la Moscova în aceste ore. Din nou, deja ieri tendința de scădere era evidentă. Deschiderea de astăzi cu o scădere puternică am observat-o în prima parte a dimineții. Ce așteptări aveți aici? La ce vă uitați? În ce se întâmplă acolo? Pentru că am văzut în special scăderi pe companii puternice care au legătură și cu România în Rusia. Piața e acolo în scădere. Vorbim și de o depreciere a rublei față de dolar. Deci depinde la ce indice ne uităm. Ne putem uita la indicele locale, ruble sau la indicele în dolari. Cel în dolari e, bineînțeles, mai afectat de deprecierea monedei. În primă fază vedem aceste presiuni pe vânzare, pentru că nimănui nu-i place incertitudine și mai ales nimănui nu-i place spectrul ca vânzările să fie afectate de sancțiuni sau știu eu de alte măsuri. Ne imaginăm că tranzitul
Deocamdată, din ce înțeleg, nu este afectat, dar tranzitul de gaze prin Ucraina este important și pentru Europa ca și consumator și pentru Rusia ca producător. Și normal ca acele companii să fie afectate. Prima reacție este general destul de agresivă, însă ulterior, dacă ne gândim, câte vreme fluxurile nu sunt efectiv afectate și prețurile sunt mari, acele companii, cele din urmă, vor înregistra profituri dacă nu se ajunge la o limitare efectivă a cantităților exportate, cum spuneam. Deci, în prima fază, sentimentul a fost unul puternic nefavorabil și acolo există o anumită recuperare de 100 la minus 5% pe indicele MOEX, așa că nu cred că starea generală a pieței este una destul de încurajatoare. Și vedem și la noi pe companie din energie care, practic, de pe urma unor prețuri mai mari, ar fi putut avea de câștigat. Însă și acolo a fost presiune puternică de dimineața. Un sfat, dacă putem să-i spunem așa, domnule Cazacu, pentru investitori, pentru cei care în aceste ore se uită foarte atent la ce se întâmplă în piețe, ar fi să... Un sfat ar fi să nu ia decizii pripite, nici de în niciun sens, și să se pună de acord cu nivelul de risc care ar putea să fie la această volatilitate pe cum am văzut-o acum, sau poate ar putea să fie și mai mare, și să-și dea seama dacă pot tolera așa ceva și dacă pot, atunci probabil că în perioada următoare ar putea apărea și evaluări interesante. Dar asta la nivel de opinie, bineînțeles, nu la nivel de... Absolut, niciun fel de recomandare. Mulțumesc tare mult, domnule Cazacu, pentru disponibilitate. Claudiu Cazacu este specialist în piețe externe în direct la Digi24, pe marginea tensiunilor, această undă de șoc, putem să o numim așa, în această primă parte a zilei. Autoritățile din România au anunțat că sunt pregătite să preia refugiați din Ucraina dacă va fi cazul, iar o parte dintre aceștia ar urma să ajungă la Suceava. Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, e într-o legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule prefect! Bună ziua! Mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Spuneți-ne dacă aveți și un plan concret. E vorba aici de instalarea unei posibile tabere, înțelegem, dacă va fi cazul. Da, în contextul unei evoluții legate de situația de securitate din proximitatea Ucrainei, la nivelul județului Suceava am analizat măsurile aplicabile în cazul unui eventual, așa cum a spus și dumneavoastră, flux de imigranți pe trei paliere, care vizează atât componenta de protecție civilă, de ordine și siguranță publică, dar și de sănătate. În ceea ce privește prima componentă, avem planul necesar de amplasare unei tabere mobile care este în dotarea inspectorului pentru situații de urgență, cu precizarea că dacă va fi nevoie prin intermediul DSU vom primi tabere similare, însă am identificat și alte locații puse la dispoziție de autoritățile locale, fie de operatori din turism care îndeplinesc condițiile minime și decente pentru cazarea unor eventuale refugiați, astfel încât la nivelul județului Suceava în acest moment avem, zic, o variantă substanțială de asigurare a unor posibile refugiați. În ceea ce privește celelalte paliere la care am făcut trimitere, vorbim de atribuții ale structurilor mai, dar iar în ceea ce privește componenta de sănătate, sunt luate măsuri și este un plan la nivelul Direcției de Sănătate Publică Suceava, care va fi sprijinit în această activitate de personal smurt. În urma acestor evaluări, domnule prefect, aveți o cifră, ne puteți spune cam care ar fi un număr pe care ar putea să-l primiți în Suceava, cu plus minus, în funcție de amplasarea taberei și de celelalte locuri puse la dispoziție? Deci, repet, în acest moment capacitatea pe care noi o avem este una substanțială care poate fi abradată în funcție de o eventuală dinamică. În momentul în care va fi cazul, vom pune la dispoziție toate aceste date, vom pune la dispoziția publicului. O chestiune care consider că este necesară a fi adusă în știința opiniei publice este faptul că acțiunile noastre au vizat asigurarea atât asistenței medicale, dar și psihologice, inclusiv religioase, dacă ne se va solicita. În momentul de față avem disponibil 4 preoți
militari și doi civili vorbitori de limbă ucraineană, inclusiv avem asigurat translatori în situația în care va fi, repet, va fi nevoie. Și pentru a liniști pe toată lumea, domnule prefect, vorbim doar despre o evaluare și despre măsuri posibile. Nimeni nu are în acest moment în vedere, nu sunt la granițele noastre în acest moment posibili refugiați. Deci, în momentul de față, datele pe care le primim din zonele de trecere a frontierei nu indică date care, repet, nu sunt date care să indice un aflux de persoane care să tranziteze granița. Situația este una normală, însă noi suntem pregătiți pentru orice eventualitate, chiar una nedorită. Mulțumesc tare mult, domnule prefect, pentru această intervenție. Și eu vă mulțumesc. Scumpirile nu se vor stinge în primăvară. Banca Națională avertizează că și vara va veni cu o inflație de peste 10%, numără chiar riscuri și îngrijorări care cer soluții rapide. Firme care s-ar putea închide, un curs greu de susținut și probabilitatea unei scăderi puternice a economiei, care sunt celelalte incertitudini despre care vorbește BNR, aflăm chiar acum de la Adina Nănău. Adina. Bun găsit tuturor! Perspectivele BNR dau o inflație de peste 10% în primăvară. Vârful creșterilor de prețuri va fi atins în aprilie, când expiră schema de sprijin de plafonare și compensare la energie electrică și gaze naturale. Chiar și dacă aceste măsuri vor fi prelungite cu 3 luni, rata anuală a inflației ar putea să urce la un nivel de 2 cifre în trimestrul 2, se arată în minuta transmisă de BNR după ședința de politică monetară. Astfel, și la începutul verii, mai exact în luna iunie, Banca Centrală vorbește despre o inflație de peste 11%, estimare mult mai mare față de proiecția precedentă de 8,6%. Prețurile vor descrește doar gradual în următoarele 3 trimestre, ajungând la 9,6% la final de an față de 5,9% în prognoza precedentă. Criza energetică continuă să reprezinte cauza majoră de incertitudini și riscuri, subliniază Banca Centrală. Tarifele la gaze și energie electrică sunt cele care vor ține inflația la un nivel ridicat și vor trage în sus toate celelalte prețuri, fie că vorbim despre alimente, bunuri nealimentare sau servicii. Sunt avertizmente și cu privire la creșterea economică. După atenționările recente că pandemia și creșterile mari de prețuri din energie frânează puternic economia, BNR estimează că anul acesta, dar și anul viitor, creșterea economică va decelera considerabil, adică va înregistra o scădere. Asta după ce Institutul Național de Statistică a anunțat recent o scădere a produsului intern brut în ultimele 3 luni ale anului trecut, cu 0,5% față de perioada iulie-septembrie. Sunt îngrijorări legate și de cursul de schimb euro-leu. Riscurile ca leul să piardă teren în fața euro sunt ridicate, mai arată Banca Națională. Mărirea salariilor și a pensiilor, asta ar fi singura soluție. Nivelul de cumpărare e foarte scăzut. Facturile ajuns să nu mai poți să le plătești din cauza salariilor mici. Nu poate nimic statul să facă. Nu face nimic, că nu știu ce să facă. Nu știu ce să facă, nici nu vor să facă. Efectele ar trebui văzute sau așteptate în timp, nu miracole. Investiții, sprijin pentru agricultură. Ne raportăm la cât câștigăm, atâta cheltuim. România nu va avea probleme în privința aprovizionării cu gaze naturale în contextul amplificării conflictului din Ucraina. E anunțul ministrului energiei. Ce se întâmplă cu prețul gazului imediat în jurnal.
Ești smart, dinamic, conectat? Bucură-te de viață aici și acum! Credit cu Selfie, cel mai rapid credit online. Faci un selfie și ai bani pe card în 5 minute. Doar cu smartphone-ul tău, în orice zi, la orice oră. Ești gata? Aplică online! Credit cu Selfie, de la Credius. O nouă experiență digitală. Când te doare în gât, contează pe Tantum Verde Pastile. Cu dublă acțiune împotriva durerii, Tantum Verde Pastile calmează durerea în gât și reduce inflamația cauza durerii. Tantum Verde. Salutare tuturor! Am încercat dieta pizzeriană cu oferta asta nouă de la Pizza Hut și hai să vă arăt și vouă. Deci nu trebuie să gustați ca mine din toate pizzele, dar puteți. Pizzerienii mănâncă chiar bine. Recomand! Asta e șansa ta să devii pizzerian. Ai pizza mică la 1 leu la orice pizza medie, doar la Pizza Hut. Provenit din cod sălbatic norvegian, Møllers ulei de pește are o concentrație mare de acid gras omega-3 natural și de vitamina D. Pentru copii, uleiul de pește și peștișorii Møllers asigură creșterea sănătoasă, dezvoltarea inteligenței și susțin imunitatea. Pentru adulți, capsulele Møllers Omega Core reglează trigliceridele, iar Møllers Total reduce oboseala. Møllers susține sănătatea tuturor generațiilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ok, ia pachetele.